Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a făcut bilanțul pe anul 2017. Potrivit datelor statistice, numărul inculpaților trimiși în judecată de parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a crescut în anul 2017, comparativ cu anul precedent. În cadrul unei conferințe de presă, Crin Bologa, prim-procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, a prezentat analiza datelor statistice privind activitatea desfășurată în anul 2017 la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și unitățile subordonate comparativ cu anul 2016. În anul 2017 am avut de soluționat 11.117 cauze, cu un procent de 3% mai puțin ca în 2016. În ultimii ani am constatat un trend de scădere a dosarelor aflate în stoc, ceea ce cred eu că este un lucru bun. Pentru că în anii trecuți și încă mai avem o destul de importantă sesizare a organelor de urmărire penală și când este cazul și când nu este cazul. Deci erau foarte multe petiții. Toată lumea se duce la procuratură sau poliție să reclamă fapte penale sau nepenale și noi trebuia să le analizăm pe toate. Eu zic că este un fapt îmbucurător, pentru că a scăzut stocul de dosare, au scăzut și plângerile și sesizările cetățenilor. Am soluționat din cele 11.117 cauze un număr de 4.232 de cauze. Potrivit acelorași informații, s-a înregistrat o creștere a numărului de sesizări în instanță. De asemenea, s-a înregistrat și o creștere a numărului inculpaților trimiși în judecată. Spre deosebire de trendul național, cum am văzut datele statistice, unde am înregistrat un progres și asta înseamnă o eficiență mai mare, la numărul de sesizări al instanței prin rechizitori și acorduri de recunoaștere. De la 551 de cauze cu trimitere în judecată în anul 2016, în anul 2017 am sesizat instanța cu număr de 593 de cauze. Aceasta înseamnă că nu am măcinat în gol, că din cele 4200 au crescut. Deci am avut eficiență mai mare, asta înseamnă că au fost fapte care au făcut obiectul acest dosare mai multe ca și în anul trecut. Deci am avut o creștere de 8% a numărului de sesizări ale instanței de judecată cu rechizitorii și acorduri de recunoaștere ale vinovăției. De asemenea, a crescut numărul de inculpați trimis în judecată de la 694 la 751 de inculpați, tot cu o creștere cu 8%. Deci numărul de procurori în 2017 a fost mai puțin ca în 2016, dosarele în stoc au fost mai puține, dar rechizitorii, acorduri de recunoaștere, inculpați trimis în judecată au fost mai mulți, ca și inculpați arestați. De la 35 de inculpați arestați în 2016 la 41 de inculpați trimis în judecată în stare de arest preventiv.